Bun găsit, dragi prieteni! Astăzi, într-o zi de sâmbătă, o zi frumoasă, cu soare, ne aflăm în Comuna Agăș, la Căminul Cultural din Goioasa. Aici unde, în fiecare sâmbătă, din câte am aflat noi, are loc o activitate artistică, activitatea artistică a ansamblului Mugurașii din Comuna Agăș. O am alături de mine pe doamna manager a ansamblului, doamna Cati Rață. Bună ziua, bine v-am găsit, vă mulțumim de invitație, ne-ați făcut o mare bucurie. Aș dori să ne spuneți nouă și telespectatorilor noștri cum a început totul cu acest ansamblu. Bună ziua, bine ați venit, ne bucurăm să fiți alături de noi și trebuie să spunem că povestea a început în urmă cu 13 ani, când copilașii pe care îi vedeți, unii dintre ei ajunți acum la vârstă de majorat, erau cu adevărat mugurași, de aceea se și numesc mugurași, pentru că erau foarte mici când am început această activitate. Drept pentru care mugurașii au crescut, dar încă suntem uniți, unii au plecat, au zburat, pentru că este inevitabil, sunt studenți, alții lucrează și este și normal ca viața să-și urmeze cursul. Acest ansamblu a luat ființă în comuna noastră din dorința de a perpetua aceste frumoase tradiții care sunt în zona noastră, de a duce mai departe cântecul, portul popular, dar și din dorința de a avea ceva concret pentru copilașii noștri. Singura soluție era să mergem înspre Bacău sau înspre Comănești, ca ei să poată să lucreze alte activități extracurriculare. Și atunci am înființat acest ansamblu. Încă de la început suntem împreună cu domnul Robert Costrovanu, maestru coregraf, și cu doamna Maria Tătaru, interpretă. Ei sunt cei care modelează voci, îndrumă pași. Împreună cu ei, de-a lungul acestor ani, am participat la foarte multe concursuri. La majoritatea am ieșit câștigători. Au fost emoții constructive și emoții care i-au făcut pe copii să se dezvolte și să fie mai empatici cu cei din jurul lor, să știm cu adevărat care ne sunt rădăcinile și care sunt adevăratele valori pe care trebuie să le promovăm. Nu știu dacă e bine spus cu mândrie, dar avem așa o emoție pozitivă în suflet, știind că ceea ce ducem mai departe este profund autentic. Încercăm să nu copiem, încercăm să fim cât mai originali, să păstrăm portul nostru popular, cu sături autentice, cu sud de mână, cu tot ceea ce este reprezentativ, cântece din zona noastră, dansuri la fel, piesele pe care le avem, le lucrăm împreună cu orchestrele de la Suceava sau Orchestra Mugurelu de la Chișinău, tocmai pentru a aduce lucruri de calitate în această sferă, pentru că e foarte ușor să cazi în partea comercialului și atunci să uiți de ce suntem aici și ceea ce dorim să ducem mai departe. Dovadă ce spuneați de calitate, se vede așa în spatele dumneavoastră, se văd câteva premii, trofee și alte premii. Mi-ați spus că aveți mult mai mult decât ce ați expus aici. Copiii sunt foarte încântați, mă uit la ei chiar acum când noi luăm acest interviu. Cu siguranță le place ceea ce fac aici, i-am văzut și la repetiții și sunt talentați. Este adevărat, ei sunt sufletul nostru, tot ceea ce facem îi punem pe ei în prim plan și cu adevărat sunt multe premii, multe trofee, am reușit cu ei să mergem în cele mai importante festivaluri din țara noastră, autentificate, cu oameni de calitate în juriu și am primit confirmări că ceea ce facem este un lucru bun și de asemenea am reușit să vizităm și vreo 6-7 țări în care la fel am participat la diferite festivaluri internaționale și cu mare drag am venit cu trofee, cu premii de acolo datorită autenticității și datorită frumuseții pașilor, a datinilor, pentru că am plecat și cu datini și obiceiuri care reprezintă această zonă. Important este ca acești copii să poată fi îndrumați în tot ceea ce înseamnă nu doar cântec, dans, ci încercăm să ajutăm la modelarea personalităților. Îl avem și pe Dumnezeu alături de noi, adică avem activități în diverse
ramuri ale societății, în așa fel încât ei să devină tineri instruiți în toate domeniile. Și, bineînțeles, mulțumim întotdeauna sprijinului primăriei Agăș, pentru că datorită lor putem să avem acest spațiu, avem condițiile care le avem și știm că în derularea tuturor proiectelor ei ne sunt alături. Am înțeles că ați, pe fonduri europene, da, ați reușit ca să dotați acest cămin cultural cu aparatură, dar și cu costume populare pe care o să le vedem? Sigur că da. Ansamblul Mugurașii era o entitate care nu avea nicio formă juridică. Pentru a veni în sprijinul copiilor, să putem să aducem mai multă valoare, costurile fiind ridicate, noi fiind într-o zonă defavorizată, am avut nevoie de suport de bănuți din altă parte. Și atunci am înființat Asociația Mugurașii Agășeni împreună cu părinții din ansamblul nostru. Prin aceasta am reușit două proiecte finanțate de Consiliul Județean Bacău și chiar anul trecut am finalizat în decembrie un proiect prin fondurile sustenabile pentru mediul rural în valoare de aproape 30.000 de euro și ne-am dotat pentru noi că nu aveam aparatura necesară cu tot ceea ce trebuie, inclusiv avem instrumente cu care nădăjduim să punem bazele unui taraf și costume la fel, autentice din zona noastră, cu sute manual. Nu ducem doar zona noastră, pentru că atunci când plecăm în afara țării, reprezentăm România și nevoie să prezentăm nu doar Moldova, ci și alte zone și astfel avem costume din zona Sibiului, costume din zona Banatului, din zona Someșului, pe care le purtăm cu mare drag și cu mare cinste. Vă felicităm, vă dorim mult succes și așteptăm cu nerăbdare să ne invitați din nou la un spectacol, da? Nu numai noi am văzut ce se întâmplă la repetiții și cu siguranță veți obține rezultate foarte bune. Vă mulțumim și mult succes vă dorim. Mulțumim și noi și ne bucurăm că ne sunteți alături, că cel mai important este ca cei din comunitate și cei de pe Valea Muntelui să vadă exact ceea ce facem noi aici și câtă pasiune și câtă dăruire se pune. Mulțumim încă o dată. Ați înțeles? Avem și strigături. Frunză verde, bara, voi? Floricina, câștigător! Ce iar verde, foare, lată? Floricina, lată! Ata s-a luat pe linia acum. Facem și floricina, da? Și strigătura, și cele două linii. Mai mult linii, care nu vezi așa? Uitați-vă, vine cu berechile zoi, uitați-vă la părinii cum trebuie să vină. Fetele mâna de apă în jos, băieții mâna stântă la spate. Fetele mâna stântă pe umărul partenerului. Bun, doi, atenție! Bun, doi, în față și ei. Doi, trei, 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 trei,
la țeza de rumenilor. 1, 2, treacă și 1, 2, 3, 4, urmează cercul. Atenție, înapoi și 1, 2, 3, 4, 5, 6 și înapoi și 1, 2, 3, 4, 5, 6, atenție, revin la linie și 1, 2, 3, 4, 5, 6, sunt pe loc. Deci, aici ne folosim atenție de eu să dau la muzică și muzica nu se oprește. Voi trebuie să țineți minte ordine. Când este bol, da? Când este stânga dreapta, pe sfântă, când faci un pas pe trecut și când începe floricica. Dacă am ajuns la linie, trebuie să prindeți în perechi de doi, de inițiate, fac acum pe un băiat, deci altul în șor și începe floricica două linii. Numele 1 se ia în față, numele 2 în spate. 1, 2, la acum, la acum, când începe joc. Când începe joc. 1, 2, l-am alături de mine pe profesor coregraf Robert Costrovanu, pe care l-am văzut mai devreme cu cei mici lucrând. Aș vrea să ne spui dacă e o muncă grea. Bineînțeles, e și grea, dar bănuiesc că și frumoasă, pentru că te-am văzut încântat, plin de energie pozitivă. Și să-mi povestești tu cum este să lucrezi mai ales cu cei mici. Da, nu este grea munca, pentru că o fac cu mare plăcere și chiar satisfacțiile sunt pe măsură. Cu mare drag vin aici în comună, cred că am 13 ani de când colaborez cu ansamblul Mugurașii și în special cu doamna Ecaterina Rață, doamna director. Este o plăcere și o bucurie să mă aflu mereu prin preajma lor. O colaborare de atâția ani încununată de multe premii, după da, câte avem.
Avem și câteva rezultate frumoase. După cei mici, te-am văzut lucrând cu cei mari. Da, cred că... Câți ani între ce... Ce vârste au? Cred că acum suntem la patra generație, grupa cea mare, undeva între 14-17 ani. Este foarte important că ai reușit pe cei de vârsta de între 14-17 ani să-i aduci aici, pentru că, după cum știm, în această epocă a gadgeturile cu telefoane, cu tablete și așa mai departe, nu prea reușești să-i scoți din mediul lor. Tu cum ai reușit? Să știți că mare efort nu am făcut. Aici, în zonă, copiii sunt foarte trăitori, sunt pasionați de folclor și pentru mine a fost chiar foarte ușor. Sunt bucuros pe acest aspect. Da. Vreau să vă spun că sunt profesor la Școala Populară de Arte și majoritatea copiilor, dacă nu 80%, sunt și elevi ai Școlii Populară de Arte. Deci, în afară de faptul că sunt în cadrul ansamblului Mungurașii, ei sunt și elevi ai Școlii Populară de Arte. Îți mulțumim pentru aceste cuvinte frumoase și sper că telespectatorii noștri vor aprecia munca pe care tu o faci aici împreună cu acești copii minunați și îți dorim mult succes. Vă mulțumim și noi și vă mulțumim că ați avut răbdare să participați la o repetiție alături de noi. Cum toate cele bune. Mulțumim.
vrea să le continue la el. Yeah.
Alături de mine pe doamna Maria Tătaru, pe care, bineînțeles, o cunoașteți cu toții. Este artista noastră care ne încântă sufletele cu cele mai frumoase melodii de muzică populară din județul Bacău, melodii originale și cu vocea dumneaei, o voce cu totul și cu totul deosebită. Doamna Maria, iată-ne că ne vedem astăzi și mă bucură acest lucru pentru că nu ne-am văzut de câteva luni, ca să spun așa, dar spuneți-mi aici, v-am văzut cântând, dar alături de cei mici. Ce faceți dumneavoastră la Căminul Cultural din Goioasa cu acești minunați copii? Aici trebuie să aduc mulțumiri conducerii comunei Iagăș pentru că a avut încredere în mine, persoana mea și în colegul meu Robert Costrovanu, coregraf îndrăgit pe raza Bacăului nostru și nu numai, cred că pe toată Moldova și nu numai. Împreună venim în fiecare sâmbătă și noi repetăm aici. Le mulțumim și părinților pe această cale și nu în ultimul rând trebuie să mulțumim foarte mult doamnei profesor Cati Rață, Ecaterina Rață, care dumneavoastră este sufletul acestui ansamblu. Ea se ocupă foarte mult de copii, ne adună, face prezența dumneavoastră. Noi venim doar și facem tehnică, dicție, coreografie, muzică, folclor facem, să știți. Sunt încântată, deși am dus câteva generații mai departe care au zburat din cuibușor și salutăm pe această cale dacă ne vor vedea cumva. Asta voiam să vă întreb, de câți ani aveți activăm aici din 2009 și avem câțiva anișori buni, așa că au zburat cu rezultate frumoase. După cum se văd aici, avem competiții frumoase. Am fost în Grecia, Ungaria, Polonia. Doar acum Grecia. Pandemia va... Trei ore am fost în Grecia. Nu mai spun de festivalurile din țară. La Constanța, de exemplu, mergem an de an la mare. Dobroge Mândră Grădină, festivalul acesta, îl onorăm în fiecare foarte bine organizat și salutăm pe toți organizatorii care ne invită și că au încredere în noi și în evoluția noastră, să spunem așa.
Eu sunt mulțumită, mă declar mulțumită și le mulțumesc pe această cale și părinților dragi care au încredere în noi și că îi vom face artiști să ducă cântecul Agășului pe mai departe. Este o zonă foarte bogată în folclor. Ne bucurăm foarte mult. Bine că eu am mai dat din repertoriul meu, lucrez mai mult, așa, dar sunt copii buni, talentați, rup din joaca lor și vin aici la repetiție și cu mare drag îi îmbrățișez. Ei mă păstrează tânără, să vedeți acum, uite. Așa este. Spuneți-mi ce vârstă are cel mai mic? Cel mai mic are 5 anișori. Da, cel de la 5 ani cel mai mare avem și din fostele generații care nu se despart de frumosul dans și de folclor și mai vin și ei sâmbătă, că de aia am pus sâmbătă, că ei mai vin aici și le mulțumim pe această cale domnului primar Doru Merlus și că domnului viceprimar Florin Rață și nu în ultimul rând consilierilor locali care ne susțin când avem câte probleme, ne dă autocar, ne mai dă mașină. Na. Trebuie, așa este, trebuie o susținere și financiară pentru că știți cum, artă, dar fără bani nu da, se poate. Financiar mai contribuie și părinții da. Pentru noi și sala o întreținem tot noi. O să vă spună doamna Cati mai multe detalii că da, eu țin de folclor și mai vine și Vasilica din când în când și Vasilica Tătaru frumos, care da, așa. Da, da. Și mai vine și Vasilica când are posibilitate. Și așa că suntem, ne păstrăm, meleagurile foarte frumoase, venim cu mare și drag. Și oamenii sunt, da, și oamenii sunt deosebiți, părinții copiilor și așa cum am spus, sunt ospitalieri pentru noi. Noi vă mulțumim foarte mult, vă dorim mult succes și să auzim numai de premii foarte importante, cu siguranță că așa va fi. Dragi telespectatori, sper că v-am făcut o bucurie, dar materialul nostru nu se termină aici, așa că vă rugăm să urmăriți în continuare Exclusiv TV. Oh,
V-am adus în lada noastră de zestre, în camara cu comori a ansamblului Mugurașii. Aici avem costumele pe care am reușit să le achiziționăm prin proiectul realizat pe fonduri europene, costume specifice zonei noastre de Moldova și a Văii Muntelui, toate cu sute național, cu reprezentația exactă a zonei noastre și de asemenea cu încă un rând de costume din zona Sibiului, cu care bănuiesc că ne vom îmbrăca atunci când vom participa la festivaluri internaționale. În afară de aceste costume, aici avem și recuzita sărbătorilor de iarnă, sălășluiesc alături urși, caprele, căiuții, mascații care sunt în spate, tobițele și toate celelalte, pregătite pentru următoarele evenimente în care vor fi folosite. Toate acestea reprezintă de fapt cu adevărat a bogăție a noastră, a moldovenilor, a oamenilor de munte din zona aceasta.